Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Deci putem începe? Și prima întrebare este: pe cine admir cel mai mult și de ce? Cred că există mai multe lucruri pe care le admir la mai mulți oameni. Nu cred că e o persoană specifică pe care o admir cel mai mult, sau poate există și mi-a fost mie foarte, foarte greu să mă gândesc la cine e. Alfred Tuna Schneider a fost, acum nu mai e printre noi, a fost profesorul de dezbatere academice căruia eu i-am promis în liceu sau în facultate că o să devin trainer de debate. Am zis că o să fiu profesor de debate. I-am trimis un mail și am spus: imaginează, tipul ăsta era o somitate în lume. He was the best guru. Cel mai fain trainer de debate din lume, da, de dezbatere academice, de arta argumentării persuasive. Și am trimis un mail și am zis: uite, tu probabil nu mă cunoști pe mine, ne-am întâlnit la un concurs, în sensul de eram în aceeași cameră, dar probabil nu m-ai văzut. Eu vreau să fac o promisiune solemnă ție că eu o să fiu un trainer de debate. Și îl admir teribil de mult pe omul ăsta, pentru că, în primul rând, mi-a dat un mail și a zis: cum să nu te știu, Nae, te-am văzut și uite, ia resursele astea, ia cărțile astea ca să devii un trainer mai bun. Dar următoarea dată când ne-am întâlnit la un concurs de debate, na, el era la masa lui cu toți greii debate-ului, oameni destul de în vârstă, cu foarte multă experiență. Eu eram un student de anul întâi, probabil super mic, nu cunoștea prea multă lume. Și a venit la masa mea și m-a luat și m-a pus la masa lui cu toți ceilalți trainer mari și lideri de asociații din țările din Europa. Și a spus: uite, el e Nae și el mi-a promis mie că o să fie trainer de debate și o să-l țin la promisiunea asta. It's like, oh my god! Ce tare! Da, deci, ce tare, da. Și îl admir pe omul ăsta așa, pur și simplu pentru ce e și că a crezut atât de mult în mine. Ce și... tare. Evident, și pentru că se plimba în toată lumea făcând debate. El avea niște bani, multicei bani, și îi investea aproape exclusiv în a crea o lume mai bună prin comunicare mai faină. Super! Da, super. Și îl chema Alfred Schneider și se spunea... Neamț? Nu, american. Și se spunea Tuna. Tuna. Da, Tuna, exact. Toată lumea îi spunea Tuna. Toți. Și când se prezenta... Și de ce? Da, pentru că... asta e povestea pe care mi-a zis-o el la un moment dat. Nu mi-e clar dacă e fix aia. Spunea că numele de Alfred nu e un nume foarte bun în America, pentru că toată lumea știe pe Batman. Și Alfred era butlerul lui Batman. Și nu vrea să fie Alfred. Așa că s-a gândit el ce nume mișto ar putea să aibă și a zis Tuna. Și s-a prezentat de atunci încolo ca Tuna. Și atât. Ok. Dar mai sunt oameni sau elemente din oameni pe care le admir foarte, foarte mult. Le admir pe fratele meu, care e cu 4 ani mai mic și care este teribil de muncitor. Eu am trecut cumva prin liceu și prin facultate. Așa. Eram destul de carismatic mai lejer, și vorbeam frumos și atunci când nu știam o lecție puteam să spun o poveste foarte frumoasă și în general profii mei erau like, da, n-ai știe, e ok, lăsăm. Bă, dar fratele meu a muncit mult și acum muncește la farmacie și lucrează și învață în același timp și e foarte dificil ce face el și eu nu cred că eu aș putea să fac atât de mult, să pot să mă concentrez la același lucru atât de multe ore pe zi și atât de multe zile on and on and on. Adică mie îmi trebuie pauze și am nevoie de ceai. Să ne-ți diferit. Da. Și el chiar poate să lucreze foarte mult. He's very resilient și admir asta foarte mult la el. Și îl admir mult de tot și pe amicul meu cel mai bun, Mihnea, care e plecat în state de mai mult timp. Și... da, în afară de faptul că mie teribil de drag, are un mod de a privi situații tensionate sau conflictuale foarte util din perspectiva mea
Și de asta eu cumva am în mintea mea o voce de Mihnea din când în când. Și atunci când ajung într-un punct dificil și mă gândesc, băi, ok, asta e o situație dificilă, mm-hmm. nu știu ce să fac, mă gândesc, bun, Mihnea ce-ar face în punctul ăsta? Exact, apare. Și zice, bă, uite, ia, desparte procesul ăsta în mai multe bucățele. Fă asta, rezolvă prima oară prima bucată și după aia du-te la a doua bucată. Mm-hmm. Și asta chiar ajută foarte mult. Și astea sunt sigur și alți oameni pe care îi admir sau alte lucruri pe care le admir la oameni. Dar ăștia trei au fost cei care au sărit cumva în fața minții mele atunci când am citit întrebarea. Ok, super. Următoarea întrebare. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Am două. Unul scurt și micuț. Da. Am renunțat la post-ituri. Am citit o carte numită Musai List și în ea spunea, bă, dacă vrei o viață mai structurată, renunță la post-ituri. Aveam pe biroul meu la lucru post-it cu task-uri și le scriam și după aia simțeam o fericire teribil de mare atunci când puteam să dezlipesc post-itul și să-l dau la gunoi. Și aveam post-ituri la lucru pe birou și post-ituri la lucru pe pereți și post-ituri acasă și îmi plăcea foarte mult să fac liste și prin urmare aveam o listă în telefon și o altă listă în calculator, efectiv în unitatea, în hard, și o altă listă pe drive. Da. Și aveam foarte multe liste și sentimentul de fericire venea atunci când puteam să tai de pe toate listele alea lucrurile. Și evident că asta mânca teribil de mult timp. Adică foarte mult timp, să scrii post-ituri, să le iei de peste tot, de unde trebuie, mi-aduceau aminte că am lucruri de făcut, dar asta nu era neapărat un lucru bun. Da? Și cartea asta spunea, băi, nu, renunță să ai o singură listă, dacă ai nevoie de ea, e bună lista, una singură într-un singur loc, totul acolo. Și a fost, cred că, un pas care a durat o lună, adică am zis, luna asta eu mă concentrez să renunț la post-ituri și... A mers și acum folosesc post-it-uri doar în cursuri, da? Lipesc chestiile, dau participanților și simt efectiv că asta m-a organizat mai mult. Faptul că nu mai am hârtiuțe peste tot m-a organizat mult mai mult. Asta e una. Ok. Și e micuță. A doua care a fost mai mare. Mai mare. Da, și I'm still working on it. Super. Metafora e fica apa. M-am dus, eu dansez, sau dansam, mai mult dansam, mai dansez, acum mai dansez un pic, da, dansam foarte mult și cred că dansul a fost marea dragoste a vieții mele și baletul a fost probabil cea mai faină chestie care s-a întâmplat în zona asta a dansului, că am făcut destul de multe și îmi plăceau foarte mult spectacolele. Atât de mult mi-au plăcut spectacolele că de câteva ori am și organizat eu spectacole. Cu dansatori, cu actori, cu oameni care cântă, cu de toate. Super. Primul spectacol pe care l-am organizat a ieșit bine, dar m-am stresat super mult. Și am un reaș care mi iese pe gât atunci când mă stresez. Yeah. Se făcuse așa jumate de pe gâtul meu și mă îngoșisem tot. Tocmai pentru că eram foarte stresat că lucrurile nu funcționau așa cum îmi doream eu. Eu îmi setasem, bun, oamenii trebuie să vină la antrenament înainte la ora 4, pentru că la ora 8 avem spectacolul și trebuie să vină perechea asta acum și ăștia să aibă aici și lumina trebuie să fie verde albăstrui, nu albastru verzui. Și nu s-au întâmplat lucrurile astea. Și oricine organizează spectacole o să-și spună că nu se întâmplă tot ce planifici. Dar eu eram mic în treaba asta și nu știam. Și a fost un stres extraordinar. Am zis că nu o să iasă spectacol, o să iasă prost. Nu, la sfârșit toată lumea a aplaudat și s-au simțit bine. Dar eu aproape am avut un nervous breakdown acolo. Ultimul spectacol pe care l-am organizat a fost cu Picimani. Acum, șansele ca Picimani să facă ceva greșit față de planul tău sunt... Sunt până la cer, da? Adică se va întâmpla. Ești nebun să crezi că o să se întâmple fix cum crezi tu. Dar de data asta am fost ca apa și mi-am dat seama, uite, scopul meu principal e să fac un spectacol de care să se bucure copiii și să se bucure părinții. Atât. Nu trebuie să iasă spectacolul pe care l-am eu pe hârtie,
nu trebuie să-l iasă ăla pe care l-am eu în cap, nici măcar nu trebuie să iasă ăla pe care l-am spus eu colegilor mei sau organizatorilor, vedeți că o să facem asta, asta, asta. Nu, trebuie pur și simplu să iasă bine. Și n-am avut microfoane, n-am avut tot ce aveam nevoie acolo, că era mutat un butoi unde logistice. Nu trebuia să fie mutat, logistica, da. N-au venit toți copiii, au venit, dar au intrat într-o altă ordine. Au intrat în ordine până la urmă și au uitat ce aveau să spună. Unii dintre ei au întrebat dacă poate să mai facă o dată. Și răspunsul la toate era da, hai că facem, e ok, merge. Și a ieșit super, a ieșit bine spectacolul și am ieșit eu bine din el și ei bine din ei, din spectacol. Și am simțit... la control, oarecum. De fapt, cred că am decis să controlez singurul lucru care conta, cu adevărat. Care era principiul care mă ghida pe mine? Era să se întâmple spectacolul și să fie fericiți oamenii implicați și oamenii care îl văd atât, nu coreografia. Atunci când dansezi, doar tu și antrenorul tău știu coreografia. Atât. Publicul nu știe coreografia. Absolut. Așa că dacă tu greșești, publicul își dă seama că greșit, doar că ai greșit doar după grimasa pe care o ai pe față. Atât. Așa că dacă tu continui să dansezi după ce ai greșit, nu e o greșeală. Și de ceva timp mă duc și eu la terapie pentru că am zis că vreau să trec peste niște chestii importante ale mele ca să pot să creez o echipă în România de profi super, super fain care să dea mai departe comunicare eficientă și argumentată și persuasivă. Și acolo am învățat că e important să fii ca apa. Să lași lucrurile din capul tău, că nu sunt importante, important e să se întâmple scopul. Asta a fost cea mai mare chestie care s-a întâmplat pentru mine anul ăsta, pentru super că tare. Sunt mult mai puțin stresat și sunt mai fericit și mi-e mai clar unde vreau să mă duc. Da, asta a fost. Tare, mă bucură. Următoarea întrebare. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Așa simt că e un pic cheating răspunsul la întrebarea asta, okay. Dar este, aș învăța pe toată lumea din lume să fie mai fericită, mai sănătoasă și să le fie mai bine. Dar I feel like it's not cheating, că nu știu cum să fac asta. Dar cred că aș învăța pe oricine cum să comunice mai bine și mai deschis. Cum să... Le-aș da nu informație, poate nu neapărat abilități, dar prima oară o atitudine de deschidere față de dialog argumentat. Să nu le fie frică să intre într-un dialog, să nu le fie jenă, să nu le fie ciudat, fie jenă că, uite, s-ar putea altcineva din fața mea să creadă că sunt prost sau rău intenționat, fie jenă că nu știu eu să mă exprim destul de bine. Asta... I-aș învăța, asta le-aș da oamenilor în general. Ok. Asta încerc să fac. Care e una din investițiile tale care a dat roade? N-am avut foarte mulți bani să investesc. Așa că nu intră aici. Absolut okay. Nicio investiție financiară. Am investit însă timp și energie și emoție în niște oameni. Și cred că astea au dat rod cel mai mult. Pentru un an sau pentru doi am fost mentor pentru niște trainer, pentru niște instructori care voiau să devină instructori mai buni, ca să lucreze mai bine cu elevi și cu adulți. Și a fost o investiție mare de timp din partea mea. Nu mai făcusem asta la nivelul ăsta până atunci. Și sigur a dat roade, pentru că acum oamenii ăștia sunt super trainer, lucrează cu foarte mulți elevi. Unul dintre ei tocmai a fost antrenor pentru lotul național al României, pentru la campionatul mondial de debate, unde România s-a calificat
pentru prima oară, da, a ajuns în primele 16 echipe din lume. Deci a ajuns în optim, a făcut break-ul în eliminatorii și a câștigat și a ajuns în optim și asta nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Și el e Dexter și cealaltă persoană, Alina, lucrează foarte, foarte mult cu profi, ceea ce e teribil de important pentru că asta înseamnă că ea e mega multiplicator al abilităților de comunicare. Îi învață pe ei cum să predea mai fain, cu mai puțină dictare și cu mai multă discuție și face asta nu doar în țară, dar din când în când se duce și în Republica Moldova și face asta acolo. Deci investițiile astea au dat roade foarte mult. Și nu sunt adică oamenii ăștia nu sunt oameni minunați datorită mie. Cred că am ajutat și eu. Asta mai degrabă. Ei sunt extraordinari și ar fi fost extraordinar oricum. Ok. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Muștar pe cozonac și pâine cu unt, cu salam și cu dulceață. Astea sunt lucrurile. Mie mi se pare că e foarte rezonabil să combini acru extreme cu dulce sau sărat cu dulce. Nu sunt chiar extreme, că muștarul nu e foarte sărat și cozonacul nu e foarte dulce. Mie mi se pare că e o combinație foarte bună. It runs cumva in the family pe partea masculină, adică tatăl meu mănâncă fix la fel, mama mea e scârbită de asta și... De seme mai mult cu tatăl tău. La capitolul ăsta, sigur. Și eu și fratii mei o facem la fel. Și prietena mea, nu, jumătatea mea mai bună, când a venit la mine acasă prima oară, ea credea că eu fac mișto de ea că mănânc muștar pe cozonac sau chestii de genul ăsta. Și am ajuns acasă și a văzut că și fratii mei și taică mei și eu, da, e o realitate. Mai degrabă, ele două, ea și cu mama, erau în minoritate acolo. Deci, ok, bine, chiar se întâmplă asta în familia șovăială, bine. Deci, asta e nebunesc pentru... Și pentru tine e nebunesc asta? Nu chiar. Apreciez. M-ai făcut curios și cred că chiar o să încerc. E foarte bun. Din ăla, muștar Dijon cu bobițe. Yes. Depinde și muștarul. Da, da, cu siguranță. Ok. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? La întrebarea asta am stat să mă gândesc cel mai mult. Și chiar câteva zile m-am gândit că o să vin aici și o să spun nu știu. Nu știu care e răspunsul la asta. Și am venit până la urmă cu un răspuns, un smiley face, un zâmbet, din următoarele motive. Nu știu ce să le dau oamenilor sau ce au nevoie oamenii. Și sigur oamenii au foarte, foarte multe nevoi foarte diferite. Nu știu prea multe simboluri sau lucruri care într-un limbaj internațional să fie înțelese de absolut toată lumea. Okay. Dar cred că un smiley face e destul de simplu și destul de vag cât să le permită tuturor să-și ia ce au nevoie. Ce au nevoie. Poate unii râd, e comic, poate unii își iau un pic de curaj, poate unii își iau un pic de îmbărbătare. Poate alții pur și simplu zâmbesc că simt că e drăguț. Cred că asta. Nu știu sau îmi e frică momentan să comunic cu tot globul, că nu-mi dau seama ce ar fi bine să le spun. So, pentru mine asta e safe. Ok. Ce faci când nu ești focusat sau când te simți copleșit de ceva anume? Beau ceai și intru în ritualul meu, îmi fac acasă un ceai încet, frumos, fierb apa, o las, mă uit la ea și asta mă relaxează un pic, dar de foarte multe ori nu sunt focusat și sunt stresat, nu acasă, adică altundeva. Da. Și atunci vorbesc cu un amic, cu prietenul meu Mihnea, vorbim pe WhatsApp, îi trimit un mesaj video și simplu fapt că verbalizez lucrurile, asta ajută foarte mult. Vorbesc cu oamenii în jurul meu și le spun, uite, asta e problema mea, asta simt și iarăși asta mă ajută. Încerc să am o conversație cu mine și să mă întreb ce am nevoie în punctul ăsta. Și atunci când... sunt momente în care asta funcționează foarte bine.
Și altele, și a fost un moment de genul ăsta acum o săptămână, într-o marți seară, când nu au funcționat. Și ce a funcționat atunci și ce funcționează în general, da, e că mă duc la o poveste. Mie îmi place foarte, foarte mult storytelling-ul și cred în puterea curativă a poveștilor. Cred că poveștile chiar sunt extraordinare, atât pentru informațiile pe care le dau, dar și pentru istoria pe care o au în spate. Ai bază în povești și ai spate acolo. Da. I go to a story. Îmi zic o poveste care să aibă cumva legătură cu situația în care sunt și dacă încep să spun povestea aia, pot foarte ușor să mă întreb, bun, și erou ce ar fi făcut în punctul ăla? Sau unde se ducea povestea după aia, acolo? Și asta mă ajută destul de mult. Ultima oară când am avut un blocaj de genul ăsta, trebuia să țin un discurs, un speech, o prezentare de vreo 2 ore pe ceva ce eu cunosc foarte, foarte bine. Bune practici pedagogice. Adică, da, cum să spun eu, fac asta de 10 ani, mă pricep, am scris lucruri, da, asta le-am povestit, i-am învățat pe alții cum. Și în marțea aia seară, eram varză, muci. Nu puteam să mă gândesc la nimic, mi-era teamă și nu știam ce să zic și eram complet blocat. Și am vorbit cu oameni, am vorbit și cu șeful meu, care m-a ajutat destul de mult, și mai am ieșit afară și am zis, ok, hai să caut o poveste. Caut o poveste și mi-am adus aminte povestea primului training la care am participat eu. Știu că e o amintire, dar cumva eu, pentru mine a fost important că it's a story to be told. Uh-huh. Și cumva de acolo totul s-a dezlegat. Și am zis, uite, așa nu și mergem spre așa da. Și mi-am creat structura în minte dintr-o dată și totul a fost bine și ai ok. Intrat în flow. Am intrat în flow. Asta e. Deci poveștile mă ajută pe mine să intru în flow. Așa că asta fac. Ceai, vorbit cu oameni, vorbit cu mine și povești. Ok. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Dacă fericirea ar fi monedă națională, aș fi bogat. Mm-hmm. Pentru că eu nu îmi imaginez alt lucru în existență pe care să-l fac, care să mă facă mai fericit decât ce fac eu acum. Sunt director de training la Asociația Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică, la Ardor. Ne ocupăm cu promovarea tehnicilor deliberative la clasă și cu o cultură a dialogului deschis în rândul tuturor participanților noștri. Facem debate, facem dezbateri cu elevi, îi punem pe elevi în echipe, punem să lucreze împreună, să se gândească la argumente pro și contra și după aia îi punem să convingă un public de ce zic ei. Și asta mă face pe mine punct. Cel mai fericit. Eu cred că asta e menirea mea. Să fiu prof, să învăț pe alții și specific să învăț pe alții cum să comunice mai bine, mai argumentat și mai persuasiv. Deci, nu-ți poți imagina cât de fericit mă face când văd că cineva folosește un exercițiu de la noi sau când aud că un prof folosește o tehnică de debate la clasă sau când văd niște elevi care nu se ceartă, ci discută argumentat. Este super, super, super tare. De la agresivitate destructivă la discuție constructivă, e mirobolant. Și nu-mi imaginez să fac altceva mai bun. Asta mă face pe mine cel mai fericit. De curând m-ai descoperit o chestie care mi-aduce niște fericire, dar așa mai degrabă în short bus, pe termen scurt, lucrez și cu adulți, că până acum lucram cu elevi și cu profesori. Și profesorii sunt adulți, într-adevăr, dar sunt o categorie foarte specifică de adulți. Mai lucrez și cu alți adulți din corporate. Okay. Am zis, uite, lucrăm la elevi de jos, lucrăm la profesori, că ei sunt multiplicatori și poate să-și schimbe foarte mult modul de a preda și, prin urmare, poate să dea atitudini și valori mai faine elevilor. Și hai să lucrăm și sus, undeva la acei puțini oameni care sunt decision makers în companii. Așa că facem cursuri de debate și argumentare și discuție constructivă și pentru zona corporate. Și asta îmi place, dar
cu elevi lucrez 4 ani și vezi cum cresc. Da? Și sunt la vârsta aia în care oricum se schimbă foarte mult și poți să vezi și mai mult cum cresc. Cu adulții lucrez 2 zile, poate 2 săptămâni. Aia, nu-i mai vezi după aia, poate mai primești un mesaj de la ei și zic, băi, mulțumesc foarte mult, a fost fain, dar nu poți tu să vezi exact ce s-a întâmplat. You can believe, știi? You can have faith. Poți să crezi că ai produs niște schimbare. Da. Îmi place să lucrez și cu adulții și asta e fain. La copii... Sunt deci, sweet spot-ul. Da, sunt sweet. Mă tupesc, pur și simplu. Și motivul pentru care am început să lucrăm și cu adulții a fost ca să putem să ne finanțăm. Să lucrăm mai mult cu elevi și cu profesori. Asta e scopul oarecum. Da, că asta e misiunea noastră. Ajută una pe cealaltă. Exact. Da. Ok. Deci, ok. Asta e. Super. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Au fost două cărți care m-au schimbat pe mine multicel. Și o a treia de care am menționat deja, Musai List, care a fost faină. Din aia, cred că ce am scos eu cel mai important a fost că poți să te duci la job, poți să te duci la carieră sau poți să te duci la vocație atunci când pleci de dimineață și te duci la lucru. Și că trebuie să-ți fie ție foarte clar care dintre astea trei la care te duci. E mișto și Musai List, dar celelalte două sunt așa. Coalescent Argumentation, care se traduce... prin argumentare coalescentă. Chiar există cuvântul ăsta în română. De Michael Gilbert. Este o carte academică, tehnică, despre argumentare, a care pentru mine a fost foarte importantă în cum văd eu tot procesul de comunicare. Uh-huh. În cartea asta spune așa: discuțiile în contradictoriu pot să plece de la a construi ceva, nu de la a-ți distruge oponentul. În general, atunci când vrei să convingi pe cineva de altceva, tu te gândești în sinele tău, eu am adevărul, persoana din fața mea nu are adevărul. Și eu încerc să folosesc toate armele retorice ca să te convinc că tu nu ai adevărul. Și atunci când eu te convinc pe tine că n-ai adevărul, se schimbă ceva în tine. Da? Și schimbarea asta nu e tocmai consensuală. Tu n-ai vrea să fie schimb. Tu ai preferat dacă lumea rămâne așa cum o știi tu. De fiecare dată când cineva schimbă părerea, o bucățică mică, poate nesănătoasă din tine, se întristează. Bă, nu e așa, n-aveam dreptate. Ce nașpa. Uh-huh. Coala sunt argumentation spune, n-ar trebui să se întâmple lucrurile așa. Atunci când ai o discuție în contradictoriu sau atunci când vrei să convingi pe cineva de ceva, când vrei să ai o, să te cerți cu cineva pe ceva care are miză sau o dezbatere, pleacă de la ideea că tu vrei să ajuți lumea să fie un loc mai bun. Și unește, de asta coalescență, da? Unește cele două părți care altfel, printr-o ceartă, s-ar despărți. Și zice așa, dă-i omului toate informațiile de care are nevoie, dă-i omului procesul prin care ar trebui să treacă și lasă-l singur să ajungă la concluzia respectivă. Pentru că nu-i dai doar o schimbare de mind frame atunci, okay, sau de decizie, ci îi dai instrumentele cu care să poată reproduce schimbarea asta mai târziu. Să fie autonom. Exact. Știi? Și practic discuțiile nu mai sunt un instrument de convingere atât de mult, ci sunt mai degrabă un instrument de teaching. Da? De învățare. Tare. Și pentru mine, mamă, eu simt asta și de asta. Atunci când oamenii mă întreabă pe mine, tu ce ești? Nae? Eu zic, băi, eu sunt profesor. Și n-am terminat facultatea și, prin urmare, nu sunt profesor, de fapt. Pe acte nu sunt profesor, dar eu nu-mi imaginez să fiu altceva. Eu asta sunt. Asta ești. Și a doua carte foarte faină este The Hero with a Thousand Faces sau The Thousand Faces of a Hero. O carte despre cum arată toate poveștile din lume, toate miturile și toate legendele și care este calea eroului în toate aceste legende, de Joseph Campbell e scrisă și cred că am citit-o pe asta de 10 ori, pur și simplu. De fiecare dată când o citesc, în afară de fapt găsesc ceva nou în ea, mă face să mă simt mai bine și mai ok în pielea mea. Eroii au multe căi și e un proverb foarte fain acolo, spune că sunt multe căi până în vârful muntelui,
dar luna se vede la fel odată ce ai ajuns acolo, pe orice cale ai fi luat-o. That's really, really cool pentru mine. Da. Aceste două cărți. Ok. The Hero with a Thousand Faces și Coalescent Argumentation. Super. Următoarea întrebare. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Era foarte frică de păianjeni. Oh. Like, rău. Super. Rău. Când eram mic, un păianjen foarte... din ăla cu picioare mari, dar nu veninos. Inofensiv. Or anything. Știu, dar de care, știu de care. Arată scary. Da, da. A ajuns pe capul meu și eu am pus mâna și l-am storcit și m-am uitat după aia și l-am văzut și de atunci mi-e foarte frică de păianjeni. Și în facultate am decis că voi scăpa de această frică și mi-am cumpărat o tarantulă. Și am avut grijă de ea. Și după ce am avut grijă de ea, și tarantulele năpăglesc și cresc în timp ce năpăglesc. Da, de ce în ce mai mult. Da, și la un dat a crescut destul de mult cât să poată să desfacă capacul singură de unde stătea. Fără și aici, păi da, că adică m-am prins când am ajuns acasă și nu mai era acolo și eram, ok. Și prin urmare, în următoarele două săptămâni am trăit cu o tarantulă în casă. După aia a murit singură, cred. Sau s-a dus la vecini, poate. Dar am trăit cu o tarantulă în casă și de două ori m-am trezit cu ea pe mine. O dată pe piept și o dată pe mână. Și n-ai prins? Păi nu, că era o tarantulă care sărea, săritoare, și prin urmare am încercat să o prind, o să o mușcă. Și nu era tehnic neveninoasă. Era mai degrabă un pic sau mai mult veninoasă, dar... Fuck. N-am zis că eram super deștept în facultate. Și de atunci, na, ceilalți păianjeni sunt foarte mici, mult mai puțin periculoși, nu sar, adică e super safe. E ok, nu mai e frică de asta. Genial. Nu știu dacă am învățat asta pe deplin. Încerc cu siguranță să învăț din treaba asta că ar fi bine să get to know my fears. Să știu mai bine obiectul fricii mele și să-l înțeleg. Că asta s-ar putea să fie o cale. Adică na, m-am împrietenit cu tarantula mea. Era pretty ok, nu mi-era frică de ea. Pur și simplu pentru că i-am dat un nume și am mângâiat-o din când în când. Și că o hrăneam. O hrăneam cu gândaci, which was pretty gross. Dar da, să-ți cunoști obiectul fricii. Asta cred că am învățat. Ok. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Cele mai mari eșecuri din viața mea mi le atribui mie, evident. Și probabil unei lipse de curaj. În clasa 10-a n-am avut curaj să aplic la echipa lotului național la campionatul mondial de debate, pentru că am zis, bă, ce să caut eu acolo în a 10-a, sunt atât de mulți alți oameni mult mai faini ca mine, și din câte mi-aduc aminte, erau 5 locuri și au aplicat doar 4 oameni. Da? Da. Și ăla, cu siguranță, a fost un eșec. A mai fost un eșec faptul că m-am lăsat de balet, pentru că eram, avut eu la un moment dat o problemă cu un picior, mi-am rupt un mușchi, mi-am dislocat piciorul, am pus la loc, n-am mai pus să fac balet un an, m-am revenit la balet, nu m-am înțeles foarte bine cu profa, am plecat de la școala respectivă de balet, m-am dus la o altă școală de balet în care instructorii erau faini, dar neexperimentați ca instructor. Nu erau pedagogi foarte buni. Și nu pot să le cer oamenilor care sunt tineri și n-au mai făcut asta să fie pedagogi foarte buni. Erau tehnicieni buni, adică știau balet. Nu da, pedagogi. Da. Eu aveam nevoie de un pedagog bun, eu știam deja niște balet. Multicel.
Și n-am avut curaj să le spun, băi, uite, eu am nevoie de asta de la tine. Eu am nevoie de X, Y, Z, eu am nevoie să-mi spui că e ok. Ce fac? Chit că nu e perfect. Asta aveam nevoie atunci. Da. Și mi-era jenă să zic asta. Cum să-i zic omului că trebuie să aibă niște standarde mai puțin ridicate pentru mine. Și de asta m-am lăsat. Că la un moment dat, I couldn't take it anymore și am plecat bocind de acolo, gândindu-mă că I'm not good enough, că nu-s destul de bun la ce fac. Dar dacă le-aș fi spus, băi, eu am nevoie de tine nu să-mi spui ce să fac tehnic corect, că eu știu că ar trebui să ridic piciorul până acolo, am nevoie de tine să-mi spui că o să-l ridic, trebuie doar să mai încerc. Și mi-a fost frică să fac asta. Mm-hmm. Și am plecat de acolo. Și nu m-am mai dus și n-am mai făcut balet de atunci și chiar regret asta. Așa, din când în când mă mai apucă melancolia, mai dau un pic lacrimile când văd... Mai văd niște filmulețe cu mine sau când văd oameni care se antrenează, mă mai gândesc, hai că poate mai încep acum, în octombrie, mă mai duc la un curs. Dar asta a fost. N-am avut curaj. Cred că de aici e. Ok. În general, în viața mea lucrurile au mers bine, datorită oamenilor superbi din jurul meu. Dar nu sunt lucruri, dar sunt oameni. Dar ca lucru, debate-ul. Debate-ul mi-a schimbat mie viața. M-a făcut, adică am zis că eșecul a fost cauzat de lipsă de curaj, dar debate-ul mi-a dat mie curaj. Imaginează-ți așa, în clasă, în general, când întreabă profa sau proful, e cineva care n-a înțeles, nu prea ridică nimeni mâna, ridică mâna. Da? Dar poate ți s-a întâmplat și ție, de fapt, să nu fii înțeles și să zici, eu nu vreau să ridic mâna. E, motivul pentru care probabil zici, nu vreau să ridic mâna, e că dacă ridici mâna, te uiți în jur, nu mai ridică nimeni mâna, că n-a înțeles, e singurul prost din clasă, da? Și nu vrei să te faci de rușine. Sau mai rău, există profesori care după ce întreabă, e cineva care n-a înțeles, ridici mâna și păi de ce n-ai înțeles? N-ai fost atent? Da? Și te fac să te simți nașpa. Nașpa, da. Mie debate-ul, pentru că m-a făcut să fiu sceptic și m-a făcut să înțeleg că a pune întrebări e ceva complet normal și că a clarifica lucrurile este ceva de vrut, de voit, m-a ajutat să pun multe întrebări. Și în liceu, și în facultate, și în viață în general, știi, să-i întreb pe oameni, ce vrei să zici? Și să mă bag să comunic, să încerc să vorbesc. Și na, nu e neapărat că cere și ți se va da. Că uneori ți se va spune nu. Dar dacă nu ceri, sau dacă nu întrebi, sigur nu primești. Clar. E, momentan, mie, eu am impresia că e o super putere să ai curaj să pui întrebări și să fii sceptic la informația pe care o primești și să ai tăria de caracter să zici, ești sigur că așa e? Poți să-mi explici, te rog, de ce e așa? Și toate lucrurile faine care mi s-au întâmplat mie în viață, sau nu știu, cele mai faine lucruri care mi s-au întâmplat, faptul că acum pot să lucrez cu foarte mulți elevi, da, și că sunt prof de debate, faptul că, nu știu, am ajuns să am experiențele pe care le-am avut, că m-am dus la concursuri în alte țări, în contextul în care, na, părinții mei nu-și permiteau să mă duc în alte țări. Că mi-am făcut niște prieteni extraordinari. Le datorez faptului că în liceu am făcut debate. Și că am continuat să-l fac după aia. Da. Ok. Asta e. Super. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? I would trust the process. Există un proces la chestia asta. I-aș lua un pic de timp. Aș analiza ce s-a întâmplat. Da. Aș lua tot timpul necesar ca să mă asigur că sunt bine, că sunt ok. Da. Aș face planul și I would rebuild. Adică am stat foarte mult să mă gândesc la întrebarea asta și să mă pun în mind frame-ul de ce fac dacă pierd totul și ce înseamnă pentru mine să pierd totul. Exact. Să-l pierd pe fratii meu, să nu mai pot să vorbesc, da? Că, și prin urmare să nu mai pot să predau, să nu pot să mă mai mișc, să nu pot să fac sport, aș înnebuni. Și prin urmare, nu cred că aș avea încredere în mine să nu înnebunesc.
Așa că aș avea încredere într-un proces. Prima oară mi-aș lua timp să văd ce s-a întâmplat. Ce am pierdut? Ce este acest tot ce am pierdut? Că sigur n-am pierdut tot, dacă pot să-mi pun întrebarea asta. Sunt în viață. Da. Sau pot să gândesc. Ce am pierdut? Cum s-a întâmplat că am pierdut chestia asta? Înainte să mă întreb cum fac să recapăt, aș sta tot timpul necesar să-mi zic, băi, e ok. E ok că am pierdut. E fain. Nu e optim, nu e cea mai bună opțiune, dar e ok. O prietenă foarte dragă mie mi-a spus, ea e și an artist, și mi-a spus că e important un lucru pentru artiști, dar cred că e important pentru oameni. Kill your fancies. Ce-ți place, ea și-omoară. Pentru ea se traduce așa, fă un desen, îți place foarte mult desenul ăsta, și pe aia dă la o parte și fă-l altul. Știi, să nu rămâi blocat în pattern-ul ăla, că ți-a plăcut și doar așa se poate. Scrie un mail foarte dificil și după aia șterge-l pe tot, nu-i da save, șterge-l și mai scrie-l odată. Știi, și asta te omoară un pic pe interior, că simți că ai pierdut atât de mult efort ce ai făcut, era așa de bun, așa trebuia să fie. Nu așa trebuia să fie. Tu aveai un scop cu mail-ul ăla. Tu trebuia să convingi pe cineva de X. Nu mail-ul era scopul, convingerea e scopul. Mai scrie-l odată. Și ăsta e un exercițiu bun pentru atunci când pierzi totul. Da. Aș aștepta să fiu ok cu mine? Și după ce aș fi ok cu mine, deci ok, putem să o luăm, putem să începem? Cum începem? Și așa începe. În regulă. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Aș lua în brațe, în primul rând, și știu că asta nu e un sfat. Dar mi-ar fi drag de mine, că eram mic și naiv și, nu știu, trist, că eram... Eu sunt scund acum, dar nu mai simt că sunt scund. Dar vai, în liceu și în gimnaziu, nu eram profesor, eu eram scund. Nickname-ul meu, porecla mea, era Nae Mic. Vezi? Eram foarte, foarte afectat de chestia asta. Pentru că eram scund, simțeam că nu pot să ajung acolo la the tall people, care era majoritatea oamenilor. Simțeam că nu sunt luat băgat în seamă. Mi-era teamă să-mi ridic vocea, să-mi ridic argumentul cumva, să zic ceva. Eram ofuscat de faptul că eram mic. Simțeam că lumea mea e, în colțul meu cu oameni mici. Da. Când mă uitam în jur după prieteni, mă gândeam, bă, să nu fie de ăștia înalți mișto. M-aș lua în brațe. Și mi-aș spune că o să fie ok și că o să fie bine. N-aș vrea să-mi spun despre prea multe lucruri. De fapt, n-aș vrea să-mi spun nimic din ce se întâmplă în viitor, pentru că toate lucrurile care s-au întâmplat, mai ales alea nașpa, m-au format și eu sunt o persoană mai bună pentru că am putut să fiu o persoană mai proastă, mai rea, mai nașpa atunci. Sunt fericit că m-am comportat nașpa cu niște oameni. Chiar sunt fericit. Îmi pare foarte rău de oamenii respectivi și unora chiar le-am cerut scuze. Dar dacă nu m-aș fi comportat atunci, poate m-aș fi comportat acum. Și în liceu, ești rău și nu știu, să zicem că ești misogin sau ești bădăran cu alți liceeni. Dar poți să faci mult mai mult rău atunci când ești mai mare. Nu, e rău să fii bădăran și e foarte rău să fii misogin oricând, și în liceu, și în gimnaziu, și în primară. Dar e mai rău să faci greșelile astea când ești adult. Încă atunci când ești adult, sunt alți oameni, sigur sunt alți oameni care se uită la tine și o să te copieze. Sunt puțini oameni care copiază elevi de gimnaziu. Nu se uită nimeni la un elev de gimnaziu și zice, vreau să fiu ca el. Sau... Clar. Sau ca ea. Așa că sfatul, poate să fie singurul sfat pe care mi l-aș da, fi să încerc mai multe lucruri. Pentru că, mi-a fost frică să fac chestii. Sigur n-aș spune, bă, să ai curaj, că eu aveam impresia că am curaj atunci. Adică nu înțelegeam că n-am curaj. Eu raționalizam totul și spuneam, nu,
aș avea curaj să fac asta, dar n-are sens să încerc, că e energie, foc, trebuie să mă concentrez pe nota la franceză, la nu știu ce. Eh, bullshit. Mi-era frică. Și prin urmare, ce mi-aș spune ar fi să încerc mai multe lucruri, că o să fie ok. Și chit că nu o să fie ok, până la urmă o să fie ok. Asta ar fi, cred că asta ar fi sfatul pe care mi-aș dă. În regulă. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Cred că ți-am zis asta un pic mai devreme, să ceară, să încerce, să vorbească. Asta e. Nu este condiția suficientă să obțină lucrurile pe care și le dorește. Dar cu siguranță, dintre toate condițiile, e condiția necesară. Cel mai probabil necesar. Dacă nu cerci, nu o să primești. Dacă nu încerci, nu o să se întâmple. Sunt câteva șanse că o să pice din cer și că o să se uite cineva la tine și o să zică: bă, ăsta e trist, a, e foame, poate vrea niște mâncare. Dar dacă te duci la oameni și le spui ce ai nevoie, șanse mult mai mari să primești. Și chit că nu primești, s-ar putea oamenii să spună: eu nu te pot ajuta, dar du-te la altcineva. Sau fă așa ca să primești. Dacă sfaturile uneori sunt gratis, alteori costă 200 de euro consultanță. Dar uneori sunt gratis. Întreabă și încearcă. Ok. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Și această întrebare a fost una dificilă pentru mine. Pentru că mi-am dat seama că eu traduceam succes cumva ca succes, nu știu, politic sau financiar, și nu mă interesează atât de mult lucrurile astea. Da. Și am zis: ok, fine, hai să facem un brainstorming activity, succes, hai să scriem cuvinte și așa. Și m-am prins eu că de fapt primul om care mi-a venit în minte când am spus eu succes este Victoraș. Victoraș are acum 5 ani. Când m-am întâlnit cu el, avea 4 ani jumate. Probabil are 5 ani și ceva. Da. 5 ani jumate, probabil. Și când a venit la mine la atelierul de oratorie, la 4 ani jumate, s-a întors cu spatele la mine și la toată clasa și a stat 35 de minute așa și nu a vrut să interacționeze cu mine niciun fel. Sau cu oricine altcineva. Okay. Pentru că Victoraș fusese bolnav foarte mult timp și nu apuca să se ducă să se joace cu alți copii. Nașpa, da? Nu era socializat. E, asta se întâmpla în octombrie-noiembrie. De 1 iunie s-a urcat pe un butoi la spectacol și a povestit în fața a 20 de părinți străini și doi ai lui de ce Darth Vader este un personaj și bun și lău. Lău că au omorât oameni, dar bun pentru că au fost alți oameni lăi care l-au făcut să fie lău. Singur a ajuns la această concluzie. Da? Și vorbește cu ceilalți colegi ai lui și se joacă cu ei. Ăsta este succes. Să vii la 4 ani jumate și să nu vrei să vorbești cu nimeni 35 de minute. Tu știi ce dificil e să stai 35 de minute locului la 4 ani jumate? Este imens de dificil. E că m-am gândit, sunt bolnavi copiii care, efectiv, știi, bolnavi, nu în sensul de nebun. Le e rău? Sau dorm? Nici când dorm nu stau cu minți atâta. Da? Ăsta e succes, frate, să ajungi să poți să vorbești în fața unor oameni când ți-era frică de ei la începutul anului. În 6 luni, în 9 luni. Ce tare. Victoraș, el este definiția succesului pentru mine. Nu oameni care aveau $1,000,000 și acum 1 miliard. Da? Nu oameni care aveau niște capital politic și acum au câștigat și sunt președinți. Nu. Victoraș, care la 4 ani jumate Victoraș a reușit să-și facă prieteni și să vorbească în fața unui public mare. Și pe un butoi care era cât el de înalt. El. Super tare. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebe? Nae, am și eu 10.000 de euro. Cui pot să-i donez? Spune-mi.
Nu, chiar nu m-a întrebat niciodată asta și aș vrea că le-aș spune. Vă rog, la ardor, vă rugăm frumos, facem lucruri foarte frumoase pentru copii și pentru ele. Nu vrei să ne întrebați ceva? Asta. Okay. Asta. Ok. Da. Altă întrebare pe care o aveam în minte era ce fredonezi acum sau... Te rog frumos, mai cântă din ce cânti, că în general eu cânt foarte mult și pe stradă și la birou și peste tot. Dar nu, asta e întrebarea. Okay. N-ai, am mulți bani de donat. Ce să puțin fac bani. Ce să fac cu ei? Unde se da? Super, N-ai, îți mulțumesc. Aici suntem. Gata. Mulțumesc și eu foarte mult. Super tare.